ziua îndrăgostiților. Nu să vă întâmplă una. Ați ieșit în oraș? Da. Ce cadou ai făcut prietenei? Un simbol de ziua îndrăgostiților, care are legătură cu noi doi. Sunteți împreună? Avem ce mai timp. Cum sărbătoriți astăzi ziua îndrăgostiților? Cum sărbătoriți astăzi ziua îndrăgostiților? Păi, ieșim, stăm și atât. Un cadou, ceva? Da. Ai primit și ai și oferit? Da. Despre ce este vorba? Sau e un secret? E un secret. De cât timp sunteți împreună? De 2 ani, aproape. Vreau să vă întrebăm despre ziua îndrăgostiților. Dumneavoastră... Dumneavoastră sărbătoriți ziua îndrăgostiților? Eu știu... La vârsta asta... O sărbătorim, sigur că... Este foarte... Da, câte o mică atenție, o glumă, o plimbare... Și... Cam așa. V-ați făcut cadouri cu soțul? Da, sigur! Chiar bărbatul meu a făcut cadou. Ce ați primit? Trei lalele, o mică îmbrățișare și o cafeluță. De câți ani sunteți căsătoriți? De 50. Și care este secretul căsniciei fericite? Am lăsat și eu, a lăsat și el, de la unii, de la alții, ca să dureze căsnicia. Copiii la mijloc, trebuie să-i ajutăm, ba una, ba alta. Și pe tinerii din ziua de astăzi, ce-i sfatul? Aceeași sfat le-aș da, să mai lase când unul, când altul, că așa sunt greșelile tinereții, dar dacă e înțelegere și ea, rezistăm. Cetățene, Bălășini, Adrian, George, de bună voie și nesilit de nimeni, luați în căsătorie pe cetățeană Cobanu Alina? Da. Hotărât? Da. Cetățeană Cobanu Alina, de bună voie și nesilită de nimeni, luați în căsătorie pe cetățeanul Bălășin Adrian George. De bună voie și nesilită de nimeni, luați în căsătorie pe cetățeană Covaci Delia. Da. Cetățeană Covaci Delia, de bună voie și nesilită de nimeni, luați în căsătorie pe cetățeanul Dragoș Cristian Nicolae. Am să văd chipul tău pe soare sau fum.